Părinții elevilor din clasa 5AB din cadrul școlii generale numărul 39 Nicolae Tonița din Constanța îl acuză pe profesorul de religie că ar fi folosit un limbaj și un comportament neadecvat pentru un cadru didactic și slujitor al Domnului. Aceștia au spus că la fiecare oră preotul Viorel Georgescu, după ce le preda copiilor, îi întreba ce au înțeles și, dacă nimeni nu îi răspundea, folosea injurii la adresa lor. Preotul însă neagă cu desăvârșire fapta și spune că singurul lucru care l-a făcut a fost să ridice tonul pentru a face liniște în clasă. În primul rând, în primul semestru, la clasa 5B, anumiți elevi nu au învățat, i-am rugat frumos să învețe. După rugăminți repetate, la fel s-au prezentat cu lecțiile neînvățate, i-am ascultat, le-am pus nota 8 pentru neștiință, iar unii părinți s-au autosesizat, deci le-am dat nota 8 la religie. În ceea ce privește această scrisoare anonimă, țin să precizez că este anonimă, trimisă prin e-mail, sunt niște acuzații calumnioase la adresa mea, multe jigniri neadevărate. În primul semestru, părinții au sesizat doar conducerea școlii. Directoarea a declarat că a lămurit cu părinții încă de pe atunci situația profesorului de religie și că nu s-ar fi așteptat să se ajungă atât de departe. În plus, aceasta spune că a primit și un mail anonim în care se făceau diferite acuzații la adresa dascălului. Am mers la clasă, la copii, cu care am avut discuția în semestrul trecut, da? Aceiași copii, că despre ei vorbim. Și copiii au fost uimiți, uluiți că s-a ridicat din nou problema, pentru că nu s-a mai întâmplat. Deci ei spun că nu s-a mai întâmplat, că domnul profesor se comportă impecabil, normal. Inițial a negat și a spus apoi că nu se va mai întâmpla și că a avut o ieșire nervoasă, lucru care, mă rog, având în vedere că este om, este de înțeles, având în vedere că este dascăl și părinte pe deasupra preot, poate că nu este de înțeles. Colegii de catedră ai profesorului au rămas șocați când au auzit ce acuze sunt aruncate la adresa lui. Cel puțin la clasa mea, copiii sunt captivați. Are o carismă extraordinară, un mod deosebit de a preda aceste lecții. Eu, atunci când am avut ocazia, am rămas, sigur, nu întotdeauna. Copiii sunt atrași de modul în care dumneavoastră le predă frumos, condensat și cu multe pilde și cu un spirit de glumă care îi atrage foarte mult. Incidentul a ajuns și la Inspectoratul Școlar Județean, care a luat imediat măsurile necesare și s-a deschis o anchetă. S-a discutat într-un consiliu profesoral, s-au discutat cu colegii noștri cadre didactice, eu am făcut o anchetă la nivelul școlii. Răspunsul a fost unanim că nu s-a repetat, că părintele a înțeles că a greșit la un moment dat. Prima măsură a fost un avertisment verbal, apoi s-a constatat în Consiliul Profesoral, dacă este cazul și sper că nu va fi, se va lua o măsură scrisă și așa mai departe vom proceda la măsurile care sunt prevăzute gradual. Cât despre profesorul de religie, acesta speră ca acest eveniment să fie elucidat cât mai repede. Conducerea școlii a convocat miercuri seară o ședință cu părinții pentru a afla cine este persoana care a trimis mailul anonim și pentru a vedea care sunt nemulțumirile exacte la adresa profesorului.